Polis Plus revine într-un nou sezon. Universitatea Petre Andrei din Iași, Institutul de Studiere a Ideologiilor și revista Polis vă oferă Polis Plus într-un nou sezon cu o echipă extinsă. Urmăriți și înțelegeți evenimentele săptămânii cu Sorin Bocancea, Doru Tompea, Georgeta Condur, Constantin Ilaș și Florin Chiriac. În fiecare joi de la ora 18. Polis Plus, un pas spre cetate, un plus de cunoaștere. Foarte multe lucruri din cele care apăreau în revistele studențești, opinia studențească și dialog, de multe ori, bineînțeles, noi eram același lucru care publica în ambele locuri, nu? Nu era, deși, să zicem, la perioada de care ne referim noi, care culminează în 1983, pentru mine, stadiul cel mai înalt și ultim, când organele au intervenit și au demontat toată această echipă, nu? Au concediat directorul și redactorul șef, s-a schimbat complet. Și s-ar fi schimbat și mai complet dacă noi nu luam decizia să continuăm să scriem în revistele studențești pentru ca ei să nu câștige tot meciul. Ideea era bine, bună, în sfârșit. O vreme n-am avut drept de semnătură unei dintre noi. Domnul Alexandru Mironov este în sală. El a avut o contribuție decisivă în recuperarea dreptului de semnătură pentru Luca Pițu, Dan Petrescu și pentru mine. În acest fel noi am apărut oarecum din senin în almanacul Anticipația, publicație editată de Comitetul Central al Uniunii Internetului Comunist, pe baza unei aprobări informale, dar extrem de așa, de la tovarășul Nicu Ceaușescu, printr-o complexitate. Deci, când m-am plâns domnului Mironov de problema pe care o avem, am spus că e așa o mare problemă, pentru că hai să găsim o cale. Bun. Deci, ce vreau să spun? Această negociere era permanentă, uneori era extraordinar de dificilă. Aș vrea să-l amintesc aici, pentru că unii dintre noi, veteranii și cei care vor vedea filmul, știu și pot înțelege. Pe Doru Tompea, care era șeful OASCR pe Centrul Universitar Iași și care, într-un moment decisiv pentru soarta noastră, a intervenit înainte de asta de multe ori, în discuții informale, în tot felul în care trebuia să decidă să semneze, depun mărturie, am mai depus-o public și o să redepun, că el, într-un moment crucial pentru noi, când mecanismul de distrugere a revistelor era pornit. Partidul Securitatea deciseseră deja din decembrie 1982, după ce la întâlnire de la Buzău, orașul ponegrit anterior pe nedrept de unul dintre noi, eu citisem cu glas tare un fragment din romanul clandestin la care lucram împreună cu Luca Pițu, Dan Petrescu și George Pruteanu, care se numește Brazde peste haturi revisited, titlul dat de mine, și temă dată de mine, la care, fiind cu cenaculuri și nu știu ce de tineret la Buzău, o capcană absolut de doi bani pentru a-i pune pe toți grămadă în toată țara, toți ăștia mai ești, toată lista e acolo interesată când o vezi și o citești, eu am zis, dacă oricum, și era un mare magnetofon care și pe masă care înregistra. Și am zis, domnule, dacă ăsta tot înregistrează. Am citit un fragment dintr-un capitol al meu intitulat Și caii se împușcă, nu-i așa? Despre lichidarea cailor la colectivizare și toată povestea asta. Am citit un fragment din discursul auzit la radio de cetățeni, ținut de Gheorghe Udej. L-am citit cu accentele și astea particularitățile lui Ceaușescu. Sigur că... bun. Deci, semnalul fusese dat, ei voiau să radă acolo, nu era nicio problemă. Dar în momentul acesta, Doru Tompe atunci a venit de la București ca să ne radă, în fond, Mihaela Irimia, care era la vârful organizației OASCR pe țară. Și nu știu cum s-a făcut, cum s-a adresat, că de la o discuție informală la casa tineretului, Doru Tompea ne-a invitat la o masă la restaurantul
cu tare și am povestit de acolo. Eu am trecut la discuție despre Shakespeare cu regretata Mihaela Elimea și rezultatul era că, așa cum spusese Tompea de câteva ori, chemat fiind convocat de urgență la București, treburile mai, în sfârșit, bun, și inclusiv lui Nicu Ceaușescu, doamne, sunt tineri care au și niște îngării pe acolo, cu recrutare. Ea s-a întors, Mihaela Elimea, cu acest raport că, doamne, în realitate, mare lucru, în sfârșit, cu tare. Și asta s-a întâmplat numai bine prin aprilie și pe 18 mai. Securitatea care știa mai bine a venit și a făcut raidul respectiv. Bun. O luăm cu firul tău. Tu erai în 1980 tânăr nevinovat. Dar, domne, cât este de greu să-ți dai seama că unul e deștept. Și anume foarte deștept. Nu mult. Și atunci eu am jucat rolul de atractor către revista Dialog. El a avut după aceea mișcarea de la grupa de rusă, de la secția de rusă la secția de franceză, cum era și normal. Dar după aceea, din păcate, aceste lucruri care să spunem că până în anul 1983 erau încă oarecum vivabile, tolerabile, nu știu ce, au devenit brusc cu neputință. Deci toată această lume care intersecta boema alcoolică, literară, artistică, ieșeană, abundentă și numeric și alcoolic, autodestructivă, mulți au dispărut în neant de acolo, mediul interlop, care prin faptul că îi întâlneam în toate barurile unde cânteau prietenii mei muzicieni, bineînțeles că generau o sociabilitate cu ei foarte importantă și ei adorau studenții culți. Și studentele. Studentele, nu mai vorbim. Dar, de exemplu, să ne menținem în domeniul studenților. El, de exemplu, era foarte util să le traducă lucruri pentru ei inexpugnabile pentru mulți alții. A tradus filme pe bandă rulantă, în direct, la serii de film patronate de Liviu Cangiopol, care era tot un om din această sferă cultural, și el era, să zicem, marginal față de noi. Răposații gangsteri, Michi Ancuța și Ață. Sigur. Și Mutu vreau să se cotizeze, să mă plătească să-i învăț ebraică, pentru că visau să fugă în Israel. Mi se promisese să ajungă pe un vapor turcesc care i-ar fi dus în Israel și voiau noțiuni de ebraică. Și eu nu știam ebraică atunci, dar lor li s-a părut foarte natural să vină la mine și să... Dacă știa atâtea ce mai era... cât ne costă să ne înveți o leacă. Dar în același timp trăiam, traducând la negru, diplomele de doctorat ale studenților africani din română în franceză. Pentru că ei plăteau niște români să li le scrie în română, dar cel puțin în Guinea, legea spunea că trebuie să susțină încă o dată acasă în franceză. Și atunci eu le traduceam doctoratele românești în franceză. Da, erau nevinovați, nu? Sunt specialist în irigații. Fii atent. Erau special la agricultură. Dom'le, hai să mai spun ceva totuși, că da. La Bruxelles, într-o vizită la el, când credeam că seara noastră se încheie și vedeam ușa locuinței lui la capătul unui străzi în coborâre și credeam că am cam scăpat pe ziua respectivă cu șprițurile și rachiurile, el mai ales, mă trage într-un sub. Deci vedeam ușa, vedeam izbăvirea, credeam că am ajuns și așa mai departe, închisese subiectul. Și ăsta mă trage într-un subsol acolo, unde cine era, domne, erau negri pe care îi tradusese ăsta în România, care se vede că nu stătuse de toată viața în Africa și erau acolo. El avea o structură de rezistență. Și un circuit prin oraș. Și un circuit prin oraș cu aia. Da.
1983. Spune puțin înainte. E un moment în care îi spun, hai domnule cu mine că este o tabără literară la Crivaia, în Banat, făcută, nu știu ce. Hai că noi eram fii de cadre didactice care nu aveam bani și așa mai departe. Părinții cheltuiau cu noi să ne țină în orașele universitare. O vacanță gratis nu era, am Eforie Nord, etc. Și am Costinești. Bun. Și atunci am fost la Crivaia în vara 1981, care, din punctul meu de vedere, a fost un moment important pentru noi doi, pentru că... Am cunoscut-o pe Hertha Müller. De exemplu, am cunoscut, am stat săptămânile acelea cu Mircea Cărtărescu, cu Ion Bogdan Lefter, cu alții și alții din generații, tot grupul de la Timișoara, etc. De ce spun asta? Vreau să spun ca să ne reamintim că exista o circulație la nivel național a tuturor celor care mișcau, prea celor care nu mișcau, dar mă rog, mult și celor care mișcau, plecau și studenții mai de capul lor, care aveau și ei sesiuni de comunicări și duceau pe acolo din centru în centru. Dar și ăștia mai răsăriți aveau de fapt o infrastructură, o rețea cu adevărat socială, nu ca acum, de contacte umane directe, care erau, ca logistică și finanțare, în sarcina autorităților. Și dacă există un etos care s-a născut comun la nivelul națiunii, în perioada respectivă, el s-a născut prin această finanțare și logistică involuntare ale sistemului. Noi astfel nu puteam să circulăm atât de mult, că nu aveam banii pentru asta. Așa? Lângă Focșani. Dumnealor, poate nu știu că studenții erau duși cu japca la munci agricole, uneori cu săptămânile. În loc de studii, eram duși la cules ce struguri. Într-un mod sincer, dacă mi-ai întrebi, nu avea o importanță de mare, că nu, așa cum mă gândesc astăzi când aud că nu aveau cursuri din cauza pandemiei. Sfârșit. Era problema așa de gravă. Problema gravă era că era evident că pe noi se pune o lupă și că prin cei mai radicali din acest univers pe care l-am schițat puțin și prin asocierea cu ei, mai intensă, mai puțin intensă, noi eram o țintă a sistemului și lucrurile se complicau. Pentru că, de pildă, când citești, bineînțeles că pe cei mai în vârstă decât noi, securitatea îi luase în obiectiv dinainte, evident. Erau foarte mulți, ai zice, contraintuitiv. De exemplu, în dosarul de urmărire informativă Cameleonii, în care sunt soții Petrescu și alții, eu și alții, apare Ioan Petruculianu. Păi, sigur că apare Ioan Petruculianu. Ioan Petruculianu era cel care orchestra cam toate venirile de reporteri din străinătate la Iași pentru interviuri și contacte directe și reportaje. La el ajungeau trimise de Tereza Culianu Petrescu prin poșta simplă reviste studențești și așa mai departe pe care el făcea campanie. El a făcut campanie în vara lui 83. Ca să o moaie ăștia cu represaliile, încât față de tonul din anchetele noastre din mai 1983, prin septembrie se calmase. Și au făcut două procese publice cu mine și cu Alexandru Călinescu, publice, nu cine știe ce, cu activul de partid și cu o bestie care era. Și eu am avut. Vreau să mă excludă. La început vor să te anunțau exmatriculare, excludere, pușcărie, atunci ne spuneau. Canal. În mai. De ce? Fiindcă el, Culianu, printre cei mai activi, mai vorbesc, bineînțeles, Monica Lovinescu, Virgil Arunca, alții, a luptat pentru noi. Eu nu am mai putut publica, dacă ți-amintești, luasem premiul pe țară, premiul întâi, la un
Festival de Teatru la Craiova. Sigur. Și premiul Constant Publicare. Dar după ce ne-a ridicat securitatea, n-am mai putut publica în România până am plecat din țară în 88, absolut nimic. Asta care răspund la întrebarea de ce nu am fost întrebat de ce n-am publicat mai devreme. Oare de ce? Piesa lui Rămăiene, aia minunată, a fost publicată de Luca Pițu, bineînțeles, nu? Nu unde puteai nu, să publici? Inițial a fost publicată de Dorin Tudoran la Agora, care ne publica și pe Dan Petrescu și pe mine. Dar unde? Era o revistă din Washington. Da, revista Agora lui Dorin Tudoran, o legendă a lumii românești. Ei, bineînțeles că nu. Iar el avea, Dan, o activitate foarte intensă cu un grup de teatru de la Iași foarte activ și era acolo foarte, bineînțeles, pentru că avea și această bosă de dramaturg. Evident, și se punea problema să publice. Nu. Dar, bun. 83, mai este puțin și termin facultatea și trebuie să pleci. Da, eu să zic? Da. Păi m-au luat la 6 dimineața, într-o luni mi-au explicat că mai devreme nu se poate, că nu lasă legea. Așa era? Da. M-a mirat mai întâi formalismul extraordinar. Ai avut cei doi martori, da, vecini? Da, sigur, din vecini, care și erau speriați. Și mi-au confiscat cam tot ce au găsit în limbi străine, inclusiv Dickens. În schimb, nu mi-au găsit un text gros de schiță de roman în franceză, câteva, deja peste 100 de pagini, pe care îl băgasem în rezervorul toaletei. Și a ieșit fleșcăit de acolo, dar fiind bătut la mașină, era lizibil și pe ăla nu l-au găsit. Dar mi-au confiscat caricaturi, mă rog. Și după aceea au urmat interogatoriile. Acum înțeleg la lectura documentelor de la CNSAS că fiecare a reacționat diferit. Eu, de exemplu, mă purtam foarte nepăsător, într-așa măsură încât odată l-am și enervat pe maiorul Bostan, care m-a anchetat. Fiecare dintre noi avea câte un anchetator separat. Și doi, câte doi. Sau câte, da, dar la mine era doar Bostan. Și m-a surprins, în camera, m-a surprins în camera de așteptare citind. Am avut și eu doi, dar după aia a rămas doar el. M-a surprins citind. Aveam un roman polițist francez și a început să țipe că sfidez în loc să mă găsească tremurând. Iar după aceea devenise un fel de joacă când am înțeles că nu au să ne facă ceva, nici legal, nici fizic. Adică... Da, dar nu puteai să înțelegi, nu? Asta e o mitologie a ta pe care nu o susțin, fiindcă nu aveai de unde să înțelegi. Pe mine veneau să mă ia, de exemplu, de la Biblioteca Centrală. Da. Venea mașina de sus din Copou, intrau în sala de lectură, vorbeau cu domnul care păzea sala de lectură și acela venea la mine și îmi spunea, a venit securitatea să mergeți la interogatoriu. Da. Și așa a durat până am terminat facultatea, încă un an și jumătate. Sigur. Dar era cu neputință să știi că ei fac doar asta. Asta e una din cele mai stupide afirmații pe care le-am auzit de când eram tânăr și trăiam într-un fel de transă. Da, asta e altă treabă. Și iată că nu mi s-a întâmplat nimic. Nu e o dovadă. Altora li s-a întâmplat. Așa. Nu, asta e o lectură ta atât de stupidă încât mă uimește. Iar nu, după nu. Aceea am trăit clandestin în Iași încă da. 3-4 ani, pentru că nu aveam permis de ședere sau de lucru. Sorin Simeon, ridică mâna aici să te facem de rușine. Tu ai nesocotit legislația în vigoare și l-ai hrănit pe ăsta, l-ai adunat de pe drumuri. Și de multe ori, cum își amintește Sorin Simeon, care e aici de față, securitatea nu venea să mă ia de la el pentru că erau presupuși a nu ști că eu sunt în oraș, ci trimiteau miliția. Ți amintești când a venit miliția? Asta de imobil, domne, mutație, lucruri simple. Adică... Și da, probabil că era un fel de transă, însă în cazul meu a funcționat. Da, în alte cazuri nu a funcționat. De asta spun că depinde probabil și de atitudine. De exemplu, într-o noapte când m-au închis la postul din gară, că nu mai era tren să mă trimită la Buzău, că trucul era că securitatea trimita miliția să mă salte și să mă urce în trenul spre Buzău, ca să se descurce după aia securitatea de Buzău. Un lucru pe care l-am înțeles este că ei nu prea comunicau de la un județ la altul. Nu. Și mai era un lucru. Ei voiau să arunce castana la celălalt. Exact. Și era o problemă că dacă tu ești repartizat în locul X, când terminai facultatea, primeai o repartiție obligatorie. Dacă tu nu te prezinți la repartiția obligatorie, încep niște probleme.
Dacă aveai pile, îți găseai post de suplinitor și o duceai foarte bine și n-au questions ask. Dar Mihai Șoara, că o să-l mai pomenesc o dată, a luat decizia absolut aberantă în ianuarie 1990 de a-i titulariza pe post la instigarea unor șmecheri de acolo, într-un moment în care eu, care eram mâna lui dreaptă, am lipsit din minister, eram în altă parte, și a dat decizia prin care a titularizat pe toți cei care erau suplinitori pe post. Păi ei erau exact aia piloșii securității și partidului, care erau în toate orașele mari. Noi nu puteam să intrăm în orașe mari. Și atunci chestia era să-l prindă cu o treabă de drept comun. Cum pe Luca Pițu l-au vânat practic toată viața lui cât a durat securitatea, pentru chestii. Ceva care nu e în regulă. Oare nu este el homosexual? Oare nu este el ceva? Oare nu a făcut cu tare cu studenta cu tare? Oare nu cu tare? Deci, pentru că faptul că el era neoprotestant nu era destul de bun, faptul că nu știu ce... Deci ei căutau lucruri de drept comun. Și o chestie de drept comun, că tu repartizat acolo, nu ai, tu nu ai domiciliul unde ar trebui să-l ai. Nu ești la post. Și bine, prin asta el era absolut, cum să spun, fragil. Și mă urcau în tren la gara din Iași, iar eu coboram la podul Iloaiei și veneam înapoi cu trenul următor. Sigur. Dar într-o noapte m-au închis în gară, pentru că nu mai era tren de Buzău, și așteptau dimineața unul care nu oprea în podul Iloaiei. Și l-am exasperat pe milițianul care stătea de pază la intrarea singurei celule, insistând să-mi dea Biblia din geantă. Și îl întrebam, dar ce fel de om sunteți? Blufam, evident că eu sunt ateu, bine insist tot timpul, dar aveam o Biblie în geantă. Insist prea mult, și e suspectă insistența asta. Nu e prea mult, nu, în România nu e prea mult. Insist foarte mult. Aici nu sunt de acord. Ai o problemă. Și până la urmă mi-a dat-o. I-am spus să mă plictisesc în celulă, că o să-l bată Dumnezeu. Și... Iar dimineața omul era foarte ușurat că plec. M-am urcat în tren care totuși a oprit la podul Iloaiei. Cu mulți alții, cu câțiva alții lucrurile au stat ceva mai trist de atât. De exemplu, Dan Petrescu a trăit sub o supraveghere continuă, Luca Pițu supraveghere continuă, eu într-o lungă supraveghere. Nu doar supraveghere, Dan Petrescu avea post de miliție în fața porții. Asta a fost faza ulterioară. Ca să intri la el în curte, trebuia să treci de milițian. Sigur, și să-ți asumi faptul că ești văzut că îl vizitezi pe el. Mai era ceva, a avut în ultima fază, vorbim de sfârșitul anului 1989, interdicție de a ieși din casă. Și atunci, chiar pentru a face piața, singurul om disponibil era soția lui, Tereza Culianu Petrescu. Deci ei au trăit într-o situație de încorsetare, de limitare și încălcare a drepturilor radicală. Pe Luca Pițu, pe care l-au dat în toamna lui 89 afară de la universitate, într-un târziu după amenințări repetate, totuși l-au dat. În septembrie 1989, eu i-am spus că singurul lucru pe care pot să-l fac este din apartamentul meu recent primit să mă duc înapoi să dorm cu socrii, da? Și să vină el să stea acolo, pentru că nu mai avea unde să mai stea. Deci erau șicane directe foarte chinuitoare, care treceau de nivelul, cum să spun eu, nu te lasă să faci asta și nu te faci, te ajungeau până la... Și ultima fază din 89, pe care tu n-ai prins-o plecând în 88, a fost asta, în toamna lui 89. Au căpătat suficient tupeu ca să înceapă să te lovească pe stradă. Ziua în amiaza mare pe stradă. Eu fusesem bătut, dar noaptea, însă în octombrie, noiembrie, decembrie 1989, au trecut la bruscare pe mine în piața Dimitrov, mutat acolo, fugărit cu bastonul Liviu Antonesi pe stradă, când? Sâmbătă scurtă, ora 13:30 era atunci, și ăla care stătea de obicei în mașina al cărui număr de înmatriculare l-am și azi, să mă păzească pe mine, lângă apartamentul meu, și așa am văzut de atunci, n-a trebuit să mai aștept ce ne se iasă nimic, pentru că l-am văzut pe George Căpânzaru vorbind foarte mult acolo și tot venind și spun lui alea discuții despre muzica rock, nu mi-am imaginat că poartă. Și ăla, care era o brută cretină, mă brutalizase și pe mine, când se duse alarma, ne chema pe cei care lucram în institutele
ori la universitate, ori în institutele legate de universitate, ne chema noul rector numit politic, Toarșul Petre Mulcomete, să ne prelucreze, să ne spună, vedeți care nu știu ce, congresul al partidului, etc. Acutat. Și ăsta, și aș vrea să omagiez figura unei doamne, fosta parteneră a lui Mihai Ursache, Ani Cojan, care era latinistă, profesoară la Facultatea de Litere, la secția de latină. Mică de statură, minionă, aparent fragilă. Ani Cojan și-a pus mâinile în șold. Deci lumea care covora de la universitate venea cu capul în pământ, vedea că la țipă și scotea un fel de bâtă, o bâtă, nu un fel de o bâtă, un tip de bâtă, nu un fel de bâtă, pe geam și țipa la ăsta, la Liviu Antonesi, care cobora în viteză dealul, eu veneam de aici, și atunci Ani Cojan și-a pus mâinile în șold și a început să spună, nenorociților, ce faceți acolo? Deci, cu un curaj și cu vehemență și cu nu știu ce, încă de la a cărmit-o pe acolo și a cărat-o mai departe să nu facă vreo mișcare de masă. Deci a avut a fost un exemplu de curaj spontan care sigur avea rădăcini mai adânci. Polis Plus revine într-un nou sezon. Universitatea Petre Andrei din Iași, Institutul de Studiere a Ideologiilor și revista Polis vă oferă Polis Plus într-un nou sezon cu o echipă extinsă. Urmăriți și înțelegeți evenimentele săptămânii cu Sorin Bocancea, Doru Tompea, Georgeta Condur, Constantin Ilaș și Florin Chiriac. În fiecare joi de la ora 18. Polis Plus, un pas spre cetate, un plus de cunoaștere. Dar astea erau puținele momente vesele. În rest era... Și aș spune așa, un moment pe care l-aș cita este că după 1983 lucrurile au complicate, cum se poți trăi acolo, de publicat o să mai punea problema. Cei care aveam cărți în planurile editoriale, cum spunea Dan, le-am pierdut. Eu aveam cartea... Eu avusesem gândul să propun editurii Cartea Românească dus acolo de Mihai Șoara la Sorin Mărculescu, manuscrisul care avea următorul text, următorul titlu, Cetatea Fatală. Era un manuscris, un studiu despre utopie. Primul meu manuscris de carte despre utopie. Și Sorin Mărculescu, care a primit acest manuscris de în mâna mea în drumul taberei pe un frig înfiorător, așa, s-a pus în planul editorial, bineînțeles că a fost scos, care a fost una din supărările lor, adome. Se difuza la Radio Europa Liberă cartea lui George Carpat Focă, semnată de Constantin Dumitrescu Zăpadă, tată sau adoptiv cu tare, Cetatea Totală. Cetatea Totală e o carte care a ratat selecția în marea bibliografie este europeană a cărților antisistem, antitotalitare, pentru că s-a aflat din România, știm cum, la Paris, că această carte recent apărută era semnată de un fost legionar. Prin urmare, nu aperi una cu ailaltă. Și ăștia de la securitate au văzut totală, fatală, au făcut un derapaj semantic acolo și așa... Mă turnase Ionescu, profesorul Romanescu de psihiatrie, pe lungi, lungi pagini exegeze, de 6 pagini, în care ce făcea? Povestea exact ce auzea de la noi în celebra, legendară casă din strada Sfântul Atanasie 13. Adresa lui Dan Petrescu. Casa legendară. Noi spuneam ăstuia care venea și vorbea cu noi și el scria toată asta. Pentru că uneori era problema, domne, de ce dracu sunt ăștia atât de... cum își dau ăștia seama că acolo este o șopârlă, dacă nu e o șopârlă comună? Nu, e una mai complexă. Păi era destul de simplu, noi le spuneam, că îi spuneam ăstea, ăluia, nu știu ce. Și... Că Dan Petrescu era un releu pentru trimiterea de mesaje și scrisori și altele în afară, era știut de toată lumea, pentru că veneau la el până și popii, de exemplu, sigur, să trimită la rude în Germania, nu știu ce hârtiuță. Și mi-amintesc când
spunea că un pop, în loc să îi propună o plată, ceea ce el nu vroia și nu cerea și nu accepta, l-a întrebat dacă nu dorește să-i facă o afurisenie pentru cineva, că avea căderea să facă afurisenie. Acum, ăsta avea talentul să riște foarte mult. Că tu ai prezentat într-o formă care e până la un punct așa, dar nu e chiar așa. Pentru că erai suficient de lucid. Erai mai lucid atunci, vreau să spun grosso modo, mai lucid atunci decât ești acum în cele mai multe momente. Mecanismul ăsta de detașare m-a ajutat și ulterior când m-am dus prin alte locuri. Da. Eram deja drilat din România ca să mă duc în Cecenia, în Afganistan. Și da, aveai nevoie de curaj. Și eu aș spune că, retrospectiv, e un lucru, domnule, evident înțelegeai care sunt pornoasele plauzibile, doar posibile. Da? Dar avea această... Cred că un lucru care a lipsit în tabloul pe care l-avea despre noi organul, să le spunem într-un singur cuvânt, este și la el era prezent, era această el era mai tânăr, mai puțin, avea o istorie mai scurtă cu ei, în primul rând. Când te știau din trecut, era foarte greu să mai vii, să mai poți pretinde ceva, pentru că nu puteai să le spui că n-ai știut, n-ai văzut sau n-ai vrut sau n-ai înțeles sau etc. Bine, eu am mai avut și problema paralelă cu relația mea intelectuală cu, cu secretara culturală a Ambasadei Americane din București. Ca să descoper ulterior în dosar accesibil la CNSAS, că femeia avea în mașină un dispozitiv de ascultare și în dosarul meu se regăsesc schimburi de care eu am uitat cu totul și găsesc dialoguri întregi acolo, probabil înregistrate în mașina ei. Și asta mi-a apărut și la interogatorii, că ce am eu cu ambasada americană. Și orice relație cu străinii era suspectă. Și ce poate ar merita spus ca o completare este că de multe ori vedeam oprobriul celorlalți, al oamenilor simpli, care în loc să ne ia partea, găseau că e o sfidare de neînțeles. Și mi-amintesc perfect ziua în care, dintr-un fel de datorie morală, la încheierea studiilor, m-am dus în satul Derska, pe granița cu ce e Ucraina azi, mai la nord de Dorohoi, să-l anunț pe directorul școlii că eu nu mă duc la... eram repartizat din oficiu profesor de franceză rusă la Derska și m-am dus să-i spun omului să nu mă aștepte în septembrie, să nu-i stric problemele școlii. Și după ce l-am căutat și într-un târziu l-am găsit, nu știu ce făcea, de s-a șters vin sau de mâncare, s-a uitat la mine și mi-a zis, v-a luat securitatea. Și eu am rămas puțin surprins că știe, nici nu apucasem să-i spun ceva, ca să-mi dau seama că el vrea să spună cu totul alt lucru. Că lucrați pentru ei. Și zicându-mi că atunci m-am dat seama că n-a început să râdă. Păi da, normal că nu veniți la mine la școală. Erai material bun, nimic de zis, poliglot, cum de nu. Iar tot era o grămadă de treabă la scurtă vreme după aceea m-am întâlnit pe Copou cu o fostă colegă de-a noastră, nu-i dau numele, da. Am întrebat-o ce face și mi-a zis, am găsit slujbă, citesc scrisori. Ea citea și înainte scrisori, tot în această calitate. Acum era avea postul de citit. Dar a spus-o cu o naturalețe care m-a înghețat. I se părea absolut natural, ieșită de la limbi străine. Păi era o realizare scrisori. Profesională. Dacă faci limbi străine, nu citești, se traduci, ce poți să faci? Da, nu, sunt... Uneori documentele astea sunt interesante când te uiți prin... stupiditatea selecției pasajelor pe care ei le considerau lucrătorii. Uneori și traducătorii că trebuia să traducă, uneori lucrătorii, nu știu, credeau ei că e acolo ceva extraordinar de... făceau un fel de hermeneutică acolo, disperată, ca să vadă ce ar putea să fie acolo rău și... mă rog, în fine.
Când ai înțeles că n-ai nicio șansă să mai stai în România? De când ai început și cum ai început tu să te gândești la asta? Păi atunci deja, imediat. Și după aceea am făcut totul ca să... Mă rog, nu vroiam să plec foarte repede. Da. Dar la un moment dat, când a devenit sufocant și când... După ce întâlnisem niște persoane din Belgia care, cu care am avut lungi discuții despre Erasmus din Rotterdam, pentru că eu publicasem la București câteva capitole scurte, de altfel, dintr-o carte numită Poetica Renașterii. Era o întreagă serie despre arta, deci nu poezia, ci poetica, hermeneutica limbajului literar, în Evul Mediu, în Renaștere și așa mai departe. Eu am contribuit la volumul Renaștere. Era un ultim element din boom-ul poetică, semiotică, structuralismului. Structuralisme, toate. Și am publicat acolo o traducere din Erasmus, din latina renascentistă, și încă câțiva poeți italieni, sau mă rog, poeți și hermeneuți italieni, și parcă ceva din croată. Da. Și lor le-a plăcut belgenilor foarte mult ce au auzit, și pentru că unul dintre ei preda la școala din la Universitatea din Mons, unde este un foarte mare institut european dedicat traducerilor și artei traducerii, m-au întrebat dacă n-aș dori să-mi facă o invitație să vorbesc acolo despre Erasmus. Și n-aveam decât 25 de ani, sau 26, mă rog, și eu am zis evident că da, știind că dacă primesc aprobare, evident că n-am să mă mai întorc. Și spre surprinderea mea, am primit pașaportul foarte repede. M-am dus și l-am cerut la Buzău, că nu se putea decât în locul de naștere. În dosarul meu apare... În locul de domiciliu. Tu aveai locul de domiciliu acolo. Da, și naștere și domiciliu. Bine, da. În dosarul meu am găsit ceva foarte comic de nivelul unei povestiri de Leonardo Sciascia. Are o povestire similară cu, mă rog, aia se petrece în timpul lui Mussolini. Securitatea din Buzău a trimis la Iași un securist cu bilet de tren, hotel, preplătit și nu știu ce, să îmi consulte dosarul la securitatea din Iași. Și cere, e chiar comic cum e scris raportul lui la întoarcerea de la Iași, cei de la Iași nu i-au dat mai nimic. Are doar două paragrafe. Că se întâlnește cu cutare și cutare și că e sub influența, ești menționat și tu, unor anumiți, habar n-aveau ei la Buzău. Băi, vorbește așa de... Simt nevoia unei reparații pentru orașul Buzău. Nu se poate. Și am primit pașaportul, cred că era la sfârșitul lui 87, iar presupusul seminar de la Mons trebuia să fie prin mai. Așa, cred că am plecat în aprilie. La graniță, mă rog, fusesem informat că n-am voie să scot decât 5 cărți și am luat din adins 4 titluri care aveau câte 3 volume, ceea ce i-a lăsat pe ei la vamă cam așa, și aveam 2 cămăși și o pereche de pantaloni și nu m-am mai întors. Bine, atât aveai oricum. Deci atât am și azi. Și ajuns în Belgia, imediat am intrat în contact cu Monica Lovinescu la Paris, care m-a prezentat unui regizor belgian de filme documentare care tocmai filmase clandestin în România și care a făcut-o populară în Occident pe Doina Cornea. Este acel reportaj cu un nume puțin bombastic, Dezastrul Roșu, și care prezintă regimul lui Ceaușescu într-o lumină cum nu se așteptau cei din Occident, care îl vedeau ca pe un soi de Tito, că se opusese invaziei Cehoslovaciei și așa mai departe. Și acolo, parte din film, ca fir narrativ, e o discuție între mine și Mihnea Berindei de la Paris, după care am participat la, să zic așa, să dăm o oarecare coerență narrativă filmului, că regizorul a fost șocat să vadă cartelele de alimentație și altele. Erau filmări destul de brutale pentru cei din Occident, aceea, cu alimentarele goale, așa, dar cineva trebuia să le spună despre ce e vorba. Și simultan mi-a apărut și piesa de teatru în revista de la Washington și atunci am cerut azil politic în Belgia și l-am primit în 3 luni. Deci a fost o emigrare ușoară. Și m-am întors în România pe 22 decembrie 89 ca jurnalist independent și am acoperit
Timișoara, apoi București și ne-am revăzut la București. La Pomo de Iarnă, la Iași ne-am la Iași, da, casa respectivă de la familiei Sfântul Atanasie 13. Sfântul Atanasie 13, unde ne-am reunit cu Luca Pițu, cu astea, că și noi stătuserăm încuiați acolo și nu ne văzuserăm. Nu? Și acum ne-am putut vedea în sfârșit toți. Și au venit ei. Și una din cele mai interesante afirmații ale echipei belgiene, care era doar o fată. Care era o fată frumoasă și deșteaptă, să fii, așa și din așa? Păcate, așa, care a spus, a devenit ulterior un star al televiziunii respective, etc. Atunci juca la radio. Dar ăștia au venit cu o chestie pentru noi, deci reținem, suntem la scurt timp după schimbarea macazului, bun. Și i-au spus așa, nu, ei vorbeau cu ăștia, cu ceilalți jurnaliști care spuneau, nu-i poate fi raportul ăsta dintre morți și răniți. Deci din cifrele publicate, zice, nu, din teatrele de operațiuni, războaie, revoluții, răzmerițe, și asta este și primul lucru pe care mi l-a spus un mare jurnalist american, tot în 1990, care a murit săracul, care a spus în felul următor, a murit aproape după ce reușise să iau un interviu pilotului de elicopter care l-a dus pe Ceaușescu de acolo. Dar și ăla, Măluțean pe numele lui, a apucat să intre ziua în amiaza mare cu elicopterul într-un stâlp de înaltă tensiune și asta a fost. Dar ăsta se ținea de el și era un tip cu mare experiență. Și a spus, nu, aceste statistici nu rimează. Da. La prima dată am auzit la voi. Da, pentru că și după aia am verificat de mai multe ori. Într-o situație de gherilă urbană, cum a fost Revoluția Română, indiferent că punem ghilimele sau nu, este imposibil să nu ai un raport de 1 la 9 sau 10 între morți și răniți. Deci, așa cum se anunța inițial cu 10 de mii de morți, ar trebui să fie în spitale sute de mii de răniți. Exact. Ori la Timișoara, de exemplu, în ziua în care am ajuns eu acolo pe 22 decembrie, în spital era un singur mort și niciun rănit. La București n-am vizitat spitalele, dar știm în final că au fost aproape 1000 de morți, deci ar fi trebuit să fie vreo 10.000 de răniți. Nici ăștia n-au fost, pentru că în situație de gherilă urbană nu poți trage altfel. Deci în mod inevitabil sunt bucăți de geam, sunt picioare rupte, ori n-au fost atât de mulți răniți în România. Mă întorc la lectorii străini. Lectorii străini în atmosfera grupului de la Iași au avut un rol absolut crucial. Unii l-au jucat activ și discuția din perioadă era cât de spioni străini sunt ei. Și această discuție trebuie limpezită în viitor, o să vedem nu erau, ce e cu ea. Nu erau. Unii erau și alții nu erau. Asta ar fi afirmația pe scurt. Nu putem ști who was who, dar era această suspiciune, în anumite cazuri întemeiată, cred, despre asta. Dar ce era pentru noi vital, pe lângă faptul că ne aduceau cărțile la apariție, sau că la mult timp după plecare, de exemplu, mulți dintre ei ne trimiteau în continuare cărți. De exemplu, un lector american mi-a trimis în continuare profesorul Walsh, mi-a trimis în continuare, după ce a plecat, cărți după lista mea, pe adresa... Mi-a trimis Metahistoria lui Hayden White, de exemplu, dau un exemplu, ăla, și a scris pe cotorul, dar nu pe cotorul cu titlu, pe ăla liber, pe carte, cu marker foarte gros numele meu pe toate cele trei părți libere, ca să nu le dea prin capul lor să le fure. Și eu m-am dus la lectoratul american și tocmai venise pachetul. Și am zis, mulțumesc, asta e a mea, și a plecat mai departe, că nu i-am mai lăsat să decidă. Deci erau oameni care făceau. Asta ar fi una. Și apoi erau oamenii care riscau. În această categorie sunt câteva persoane care pentru grupul de la Iași au avut o funcție absolut crucială. Riscau, adică scoteau manuscrise din țară sau scrisori. Exact. Sau...
sau scoteau pe derulată, pe creioane, casetă înregistrată a convorbirilor dintre Dan Petrescu și Liviu Cangiobor, care au ajuns eu în mâinile, brațele nervoase ale lui Dan Alexe, care a făcut acea bandă carte, text. Text. Era într-un tub de pastă de dinți, doar banda unei casete. Exact. De o oră jumătate. Asta pare film ieftin de spionaj, dar s-a petrecut. Și lectorița italiană Anna Alasio, oriunde este, merită un omagiu pentru acest risc major. Și la fel a făcut regizorul belgian, care a scos din țară faimoasa păpușă a exact. Doinei Cornea, exact. În care introdusese mesajul care s-a citit la Europa Liberă, exact. Și care era scris pe o foiță de țigară, era atât de minuscul încât a trebuit transcris cu lupa. Un alt lector francez dintr-o perioadă, din acea perioadă relevantă, Jean-Noël Mathieu, care era căsătorit cu Irina Româncă, fică de diplomat din regimul nostru, el și-a luat riscuri mai mari decât cu siguranță ar fi fost cazul și a fost pentru noi o prezență permanentă cu calmul său extraordinar și cu zâmbetul lui fin și timid și așa mai departe. Am făcut cu el o carte de convorbiri în franceză pe care trebuie să o public la un moment dat. Exact despre perioada asta. Mm. Pentru că el are geniul, el știind despre ce e vorba, el are geniul să te întrebe, să te lase pe tine, să nu știu ce. Deci, Jean-Noël Mathieu. A fost un lector francez pe care iar aș vrea să-l omagez, care era Romain Reschoux, un francez cu o viață destul de tumultoasă, care era urmărit în Franța pentru pedofilie și care plecase în urma unui scandal în mediul un alt burghez francez expediat pe aici. Aici a fost șantajat tot pe această temă de organele și bineînțeles că până la urmă a fost expulzat. Acest om a avut o extraordinară loialitate față de noi, a dus în străinătate ce era de dus și așa mai departe. Deci o loialitate nemaipomenită. Și, înainte de asta erau unii care au funcționat ca mentori și dacă este cineva care pe lângă Mihai Ursachi l-a marcat pe Luca Pițu, care în bună măsură era mentorul nostru alăsura mai tineri în orice caz. Și în orice caz, pentru Dan Petrescu, care era doar cu puțin mai tânăr, cu 4 ani, pentru față de mine cu 10 ani și jumătate, a jucat un rol, dacă nu neapărat de mentor, dar de mentor de un rol catalitic extraordinar pentru o relație extraordinar de intensă, permanentă, etc. Dacă este să găsim pe cineva care a jucat un rol formativ colosal în viața lui, atunci este lectorul francez Jean-Paul Goujon, pe linia căruia a venit patafizica, erotismul, toate lucrurile acestea și o extraordinară pregătire tehnică, filologică, de editare, traducere, exegeză, cum rari ori găsești, Jean-Paul Goujon. Deci au fost asemenea oameni, alții nu aveau curaj, s-a văzut, evitau contactele, ei spunând că le frică să nu cumva să fie turnați la securitate și etc. Și era forma foarte elegantă de a scăpa, dar foarte mulți alții pe care i-am numit și alți câțiva au riscat, pentru că unde era problema pentru ei? Riscul nu era că doar aici în România își pierdeau jobul din România, erau imediat scoși din tot sistemul de electorate străine ale țărilor respective, pentru că și încălcau misiunea. Și, cum să spun, puteau expune unor dubii mai sistematice. Însă, grație lor, am fost în permanent la curent cu absolut tot ce se publica la zi, la propriu la zi, în Franța. Polis Plus revine într-un nou sezon. Universitatea Petre Andrei din Iași, Institutul de Studiere a Ideologiilor și revista Polis vă oferă Polis Plus într-un nou sezon cu o echipă extinsă. Urmăriți și înțelegeți evenimentele săptămânii cu Sorin Bocancea, Doru Tompea, Georgeta Condur, Constantin Ilaș și Florin Chiriac. În fiecare joi de la ora 18. Polis Plus, un pas spre cetate, un plus de cunoaștere.